Marți, la ora 24, s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru primăria municipiului Gherla la alegerile locale ce vor avea loc pe 10 iunie 2012. Un număr de 6 candidaturi s-au înregistrat la biroul electoral de circumscripție Gherla, acestea fiind în ordine alfabetică Ciacoi Alexandru PPDD, Drăgan Ionel Ovidiu PDL, Farcaș Lucian PR, Farcaș Viorel Marinel PRM, Sabo Marius Călin USL și Toroc Balint UDMR. În 2012 s-a redus la jumătate numărul candidaților la primăria Gherla față de alegerile precedente din 2008, când s-au depus numai puțin de 13 candidaturi. Împotriva candidaturilor se pot depune contestații de către cetățeni, partide, alianțe politice, alianțe electorale în termen de 48 de ore. În cazul în care se respinge o candidatură, se pot formula contestații împotriva respingerii în termen de 48 de ore de către candidat, partide politice, alianțe politice sau alianțe electorale care au produs candidatura respectivă. Tot în termen de 48 de ore de la înregistrarea contestației, se soluționează contestațiile formulate împotriva admiterii sau respingerii candidaturii, acțiune hotărâtă de judecătorie sau tribunal. În termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii, se poate declara recursul împotriva hotărârii date în contestație în cazul admiterii sau respingerii candidaturii. În termen de 24 de ore de la înregistrarea recursului, are loc soluționarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunțate în soluționarea contestației privind admiterea sau respingerea candidaturii de către tribunal, respectiv curtea de apel. Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu, la data de 7 mai 2012, are loc comunicarea de către prefecți a semnelor electorale în vederea imprimărilor pe buletinele de vot.